La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YT Shorty pentru o reducere micută ce mă ajută și pe mine și pe voi. Înainte să... Mai sunt de ăștia care dau skip, care dau alea Căutați-vă și voi în momentul ăsta în buzunare. Da? Căutați-vă în buzunare și la fel cum mi-ați găsit jocul ăsta... Hotel Manager Simulator, mai dați-mi idei în comentarii de alte jocuri ca să avem două serii active, să nu postez doar ăsta în fiecare zi și atâta, să postez ăsta de dimineață la 10, plus încă un joc pe la 3 sau 4. Păreri? Adică nu? Dacă aveți jocuri mișto, recomandați-mi și mie în comentarii, fraților. Și cam asta e șmecherea. Am, vrut să zic, am zis să zic de la început pentru ăștia care sigur sunt pe canal și se uită la episod și așa mai departe cum ar veni ca să mai găsești și noi mai multe jocuri mai interesante să vedem nici noi ce mai băgăm pe canal. Tot asta simulatoare și mechere, știi? Asta, asta mă interesează pe mine în momentul ăsta. Vreau și o simulatoare drăguțe. Thanks. Care credeți și voi că sunt interesante cum ar veni să și filmăm episod. Care credeți That's că ar părea, că ar părea interesante. Să se uite lumea la episoade cum ar veni, știi ce zic? Asta pentru da, cei tot. care aveți idei de joculețe din astea, pentru cei care mai joacă simulatoare, care ați înțeles ideea genul, care e șmecheria. Așa, unlock one more shop park lot. Aici am rămas ultima oară, bine v-am regăsit la un nou episod din Motel Shorty. Uh, și uh, upgrades. Shop space nu. Hotel Parklot sau Shop Parklot? Shop Parklot, ok. Dăm la Shop, shop Parklot aici. 50 de dolari mă costă mă? Mă să coste mă, mai mult, ești de bun. Uh, Increase staff room capacity to take more employees. Atâta. 500 mă costă, e bine. Pentru că dacă avem employee o să ne ajută și pe noi frate. Deci, dacă avem și angajați, atunci e altă jmecherie. Dăm la Management, Staff, uh, Hiring și acum o angajăm pe Evelin, că pe asta am zis că o angajăm. Hire. Nice. Employees și acum o alegem să se ocupe de Gas Station. Asta aș vrea eu în momentul ăsta. Așa mai e Se se ocupe de gas station Asta îmi doresc și eu în momentul ăsta Criminal Zentives, ok Deci, beware of road criminal Zentives They might steal your warehouse Or kill one of your customers Protect yourself and your customers using your gun Am armă? Băgame și ia zi mă ce ai făcut Bine, asta nu e, asta e băiatul nostru Uh, wait for a minute. Pe păi n-am nicio cameră să dau vărul meu care ești vărul meu. Din păcate, ăștia de aici mai au. Uite că și-au dat un pic. Ia uite ce stai aia. Dă din picioare. Dă și-a din picioare, bă. Dă și-a din picioare, bă. Bă, frate meu, îmi pare foarte rău, dar nu avem nicio cameră și asta ar fi vrut pe 9, 9 6 de ore, frate. Pare rău. Îmi pare foarte rău Așa Deci avem un angajat care se ocupă în momentul ăsta De benzinărie Și cam ăsta este Angajatul nostru E drăguț Dacă-și face treaba Pentru că la benzină trebuie să stau fix aici Așa dacă m-am dus la asta doar am dat click A, ăsta-i E ăsta Ok, acum am uitat primor în asta deci avem aici o cadă, ia uite bă ce cadă au ăștia aici Cu un pat, cu un compat Ia Și ce face aici? Habar n-am care Dar în fine, asta e camera lor cum ar veni, unde dorm și unde astea, am de combinațiile lor Așa, hai să mergem acum, obiectiv să închiriem două camere să servim uh, dar asta adică e obiectiv normal și ne dă și niște bani din el. Și o să avem nevoie să facem obiectivul ăsta pentru că mai avem 784 de uh, dolari. uite, 784 de dolari mai avem. Uh, așa că hai să facem un felul următor. Dăm la delivery. Dăm la fiul. Comandăm fiul pentru că nu prea mai avem. Și din fiul ne facem bonus buni. Așa. Uh, nu facem camera în momentul ăsta mai am 400, 450 de dolari și nu o să ne ajungă camera asta mi-ați recomandat voi să o fac roșu albastru sau doar roșu acum o vedea poate o facem un episod ăsta sper eu așa că hai să mergem puțin să dormim și noi uh, sleep dormim să se facă să se facă zi nu avem nimica de făcut altceva ca mărat, office pana mea în fine Hai să vedem. Dar n avem nicio cameră liberă, frate. This is taking too long. I, eu știu. Are you serious? I am very serious. 3 de ăstea la shop, ha să facem repede. Bam. Trebuie să mai comandăm și marfă și chestii. That was fast. Thanks. Așa. Trebuie să mai comandăm. De fapt nu, momentan vă că e ok, că avem o grămadă de sucuri. Mai avem și de astea de... Da, e bine, la marfă suntem ok, momentan. In a heartbeat? In a heartbeat. Yay! Da, mă, asta stă în camera și când a venit omul ca să-i bage benzină, claxonează. Ia. Tu apare și mie că te bagă, uite, mă. Mamă, cât de repede bagă asta benzină. Și bagă la fix, ești de bun. Mecher, îmi place așa. Vezi că îmi luat ceva Ce se timp să... Asta? Să le bag benzină oamenilor, știi? Chiar luat ceva timp. E 6 dimineața, asta ar trebui să plece, dar și că parcă și luase pentru o zi. Ia stă în aer acolo, pe patul ăla, nu stă... Unde trebuie. Cum adică, mă, șop 10 secunde, bro? Eu mai devreme am plecat și nu era aici. Sau era pe un magazin pe acolo și se plimba, barna. 468 de dolari avem în momentul ăsta Sper să facem în ziua asta niște bani mai mulți Trei mașini la benzinărie Ia să vedem, este asta de aici? Așa mă, tată Fiți atenți turbo ce bagă pe benzină aici Fiți atenți, 9,3 litri Bam! Și-a plecat Și bagă și mereu la fix Și ne dă și rating, ca lumea face și noi steluțe frumos note bune ca să vină mai mulți clienți. Cu cât avem reticul mai bun, cu atât vin și mai mulți clienți să facem și noi cash gros. Să rămână doamna polițistă. Momentan nu avem probleme, uite că avem uh, chiriașa chiria cum ar veni. Care a plecat, de ce mi-a închis ușa aici? Alo? A, mi-a dus acum, am gata. Uh, ce nice caut? Să rămân la ajutor. ajută. Lăsăm cheia aici momentan. Ca să mă fiul, am înțeles. Și-a dat și amațele pe aici, jos ce a făcut, ce adres, vă dați seama că na. Oricum nu e greu de curățat, frate, aici, e super mega easy. Când mai facem rost de bani, că acum avem nevoie de 2000, ca să mai angajăm încă o persoană. Când mai facem rost de bani, mai angajăm pe cineva și la magazin. Și eu să mă ocup, eu vreau să mă ocup de hotel, să să iau lânjiria Să le duc la spălat Bine pot să fac și asta Să le pun Să-i pun pe ei Să facă combinația asta Dar mie îmi place Sincer să fiu Hai să luăm ăsta Luăm și ăsta uh, Prosop Bun Hârtie mai este Asta trebuie, trebuie să le bag la spălat Mi se pare foarte interesant N-am mai avut niciun joc până acum În care trebuie să iei Să lucrezi la hotel Cum ar veni Și să bagi rufe a spălat, să te ocupi de mentenanța asta, cum ar veni de hotel, cum ar veni. Cum ar veni, cum ar veni, am zis de două ori, cum ar veni, nu mă înțeleg, deci am făcut chestia asta. Da, mi se pare chiar și mai chiar sincer să fiu. E liber, ai, a nu, aici este. Ca să ia. Îi bagă? A, dar abia venea, mă. Ia, yeah. A, nici n-a claxonat încă și a venit N-a mai claxonat ăsta? În fine, e bombă rău de tot, frate Uite, și pe litri, fii atent, că acum începe BAM! Uite cât de repede bagă Au, apropo, am uitat, bă! Mi-a spus voi că de la calculator pot să umblu la prețurile benzinei Și chestii de genul, știi ce zic? Management uh, Pricing Am șeful, mă, 88% șansă să. Așa. Deci eu cumpăr la 1.20 până la 2.40, da? Uh, 2.40 vreau acum, cum ar veni. mamă asa de grav. 1.8. 1.7. 1.7 ca să fie peste 50% șansă, gen, știi? Aici, la fel. Aici, cumpăr la 0,90, vând 1,40. 1,7. Și aici, la fel. Ca să fie. Aici, băgăm 3, .2 5. 3,5 e bine. Aici, 1,7, ca să vină. Vreau să fie peste 50%, un pic peste cum ar veni, știi. Dăm save aici. Mi le-am modificat? Da, le-am modificat. Soft drinks, acum. 2,3. 2.7. Punct 6. E 6, e bine. Aici băgăm 2 7 6. Tot 6, ok. 2.1 aici. 2 e prea mult. 1.7. 1.7 e bine. 1.7 e bine. 1.8. 1.7. 1.7 e bine. Așa. Deci am băgat la snacks Ori am băgat la asta prețurile. Să fie peste 50%, frate. Să știu când vine lumea să cumpere. Aici mă interesează. Și șansa de cumpărare 103%. Uh, 2. Nu, 1.8. 1.6, 1.7 1.850% e bine aici După aia Prețurile de aici 120 110, 115, 107, 100, 100, hai mă las 115. Și aici 125. Nu. 130. 160, 170. Nu. 165 ambele la 56%. 57%. Staff. Aici nu avem treabă. Salariu. Hai să-i dăm pay Frate, oricum ne face bani Și dacă dăm la staff, hiring Următorul nu știu cât mă costă Hire A mers What? Ok, uh, vreau la cash register Cash register 1 Am crezut că mă costă 2000 să mai angajez spun încă cineva SHMACKER! Stai! Management! Staff! Auto-payment! Daily! Bine de tot! Steve! Așa mă tată mă! Și acum eu mă ocup doar de cameruțele mele! Ca să ne înțelegem! Și a doua cameră e liberă? Nu! Așa mă tată mă! Ia a dat claxon, bam, s-a dus, a băgat benzina, ne vine cash și. Hai să vedem dacă tot am ajuns aici, când mai avem rezervă Mai avem 280 de litri Și acum Litru este 1,80 Și ăsta și-a luat 22 de litri 40 de dolari direct, doar așa, la misto Nice Mamă ce de hot rodul ăla, ma mașina aia, jmecher, rodul tot. Mai avem aici? Așa mă, tată -mă. Și eu o să mă ocup, când o să mai avem mai multe chestii, că mă gândesc că nu e atât doar motel și ăsta, sau poate ne extinde, avem, avem multe camere și așa mai departe, atunci o să băgăm și... Așa, aici băgăm prosopul, ăsta băgăm, punem blanket... Ne mai uităm de gunoi și de murdărie și de dastea. Hârtie avem. Și camera asta în momentul ăsta este liberă de închiriere. Dacă ne vine și nouă cineva, 96 de ore. Ia camera asta. Și mi-a dat 500 de dolari aproape. Bun. Frumos. Acum mai durează până la asta. Avem 868 de dolari. Eu vă zic așa ca să știți că e camera... E, ăsta cu bani e fix aici. Și nici nu aș vrea să stau să mut camera acum. Sau să o mut. Ia, stai-mă un pic. Tataș. Le mutăm cu totul. Să-mi spuneți și mie în comentarii, vreau părerile voastre. Dacă e mai bine unde m-am pus acum. Ca să nu mai stupe nimic de sus de acolo. Nici la cu mâncarea, nici cu alea. Să fie tot ok, știi ce zic? Așa, mai luăm pe aici ce mai găsim de gunoi, de alea, de frumos Mai dăm cu o mătură Puteți să angajăm pe cineva să dea și cu motora, la o, la o, adică dacă e nevoie, știi? Că așa cu mătura eu nu prea văd Peste tot, până toată benzinăria Pe unde este Customer at office Pe păi da, da, problema e că n-am camere libere, vărul meu Ai interes. Sori uh, sorry, no room available. 72 de ore. Mi-a luat 26 de... Cred că a fost salariul lor sau ceva. A fost 26 de dolari acolo sau ce a fost aia. Așa. Ia uite-o pe asta, m? Ia uitați-o pe asta, ce caseriță avem. Pam, palmă peste cur. Așa. Eu mi-am la angajații, adică nu. No. Nu o arde mai Și deja am intrat cu steluțele peste o steluță și un pic, după cum se poate vedea. Urcăm, urcăm ușor, nu ne grăbim. 800 de dolari, da? Vrem să rămânești cu ceva bani ca să dăm salariile oamenilor, dar în același timp vrem să facem și noi camera aia. Înțelegi ce zic? Așa că dăm la build pieces. Misc, nu misc, fiu, nu. La fiu mai avem nevoie să mai bag? Ba nu, la fiul mai merge. Poate să mai aștepte. Nu, lasă-l așa aici. Uh, echipament. Hai să facem acum o cameră forța steaua, da? Roșie albastră. Nu prea avem paturi albastre. Nu vreau să pun astea pușcării. Și vreau să pun tot pat dublu. Pentru că la camerele alea cu pat dublu mi-au mai mulți bani. Uite asta cu pat dublu, parcă e albastru patul ăsta. Și ăsta pare că ar fi albastru. Dar asta e mai frumos. Bonus 1,5 Și la asta bonus 4,5 Pe păi nu le iau eu mă, meu Bonus 6, bonus 6 Dar hai să nu exagerăm Așa, bad sheet. Trebuie să luăm două Unul cu roșu, unul cu albastru Îl luăm pe ăsta și pe ăsta Avem bonus 0 la toate astea Una 2 Blanket Trebuie, cred că, tot două Sau bad era una singură cred că unul singur e beci. La blanket cred, cred, că trebuie să două. Și nu avem roșu și albastru. O să luăm două de roșii. Și dacă ai beci în plus nu e nicio fel de problemă, cu oricum o să, o, avem, o să avem nevoie de el. Aici cu roșu, două pillows, pentru că nu avem pilou albastru. La uși, luăm aceleași uși. Frate, înțelegi ce zic? Luăm și noi aceleași uși. Și trebuia să deschid și pe celelalte două Aici aș vrea astea Cu albastru, înțelegi? Lampele astea frumoase Un albastru drăguț Dar nu vreau să bag lampe de 80 de dolari, știi ce zic? Că deja avem 430 de dolari și noi avem 800 și ceva în total Putem să băgăm ceva În loc de 80 Uite asta așa arată șmecher Luăm două de-astea E cu bonus 3 Which is fucking nice 2-2 de-astea Bed tab Aici a... Aș lua o pasta neagră să mă Dacă mă întrebați pe mine îmi place mult Mi se pare șmecher rău O iau pasta neagră mă Sink Avem un sink Da? Sau lăsăm păl așa cum e el și aia e Luăm sink-ul ăsta cu roșu Bam Towels Uh, luăm tower la albastru. Nu și roșu. De fapt, nu mai mă lasă cât un tower acolo ajunge. La camera dublă. Să stau eu să spăl câte două prosape după aia pe ce au luat o raznă aici de bun. La wc -ul? luăm și noi wc -ul. Uite, ăsta, ăsta, hai luăm pe ăsta, 80. Ne duce mult, frate, la bani. Toilet paper avem. Heater. Avem cam multe cu roșu în casă, hai să luăm și pe ăsta care, da nu mai luăm, pe ăsta. E mult, frate, mă ajunge rău cu banii. Și pare că e verde, hai că luăm pe ăsta cu roșu. Îi verzu și dacă e verde nu mai place după aia. Așa... Astea de aici, așa or curtain, nu mă interesează pe mine. Hai să luăm curtain la fel peste tot și cu albastru Sau oricum merge, știi? Că de afară să arate frumos de afară Sit, scaune de astea, chestii, combinații Lasă Deja depășim suma Asta să mai așteptăm, lasă-le acolo în coș Mai face și noi niște bani Că nu ne ajunge, vedeți? Eu aș vrea să le fac pe toate, dar mă costă frate mult Pentru că e cameră dublă Înțelegi? E cameră dublă și pentru cameră dublă avem nevoie de cash Asta a venit obosită dar, din păcate, nu avem uh, cameră liberă pentru dânsa. Așa. Tu e expensiv. Ai, și ce e de făcut? A plecat. Asta este. Oricum este plin. Clienti avem, doamnă. Fă știți, chiar dacă prețul este mare, calitatea oferită de noi, calitatea serviciilor și așa mai departe, e care cum ar veni. Avem calitate, nu avem... Uite, bă, bă, dar lasă ăștia, băi băi, nu înțeleg, bă, cu morcovii. Cum dă scapă ăștia, bă, le scapă morcovul din cur, ce-au ce făcut, mă, mâncava și sufletul vostru. Cum de reușesc ăștia să scape morcovi mereu pe la magazin pe acolo? Așa. Păi cam atât, momentan, trebuie să mai să mai fac bani. Opresc filmarea, eh? Bac să somnul un pic. Poate scăpăm de aia din de ta. Dacă bag eu acum asum E 12 noapte Ai înțeles? Mai face și bani în același timp Dormim până dimineață Că poate până la 6 dimineața vreau să dorm Așa Poate, poate pleacă aia, știi ce zic? care si a luat chirie pe 3 zile sau pe câte zile si a luat și vă că nu pleacă încă. Avem 820 de dolari, n-am mai făcut niciun ban, cumva. Bine, am avut și salarii de plătit pentru alea 2. Na, s-au mai acoperit. Uh, magazinul avem marfă? Nu mai avem marfă. Mai e marfă? Încă mai e marfă. OK, o să opresc filma, filmarea. Și când mai facem ceva bonus ca să avem bani pentru camerele alea, că vreau să termin camerele alea, camera aia de acolo, în episodul ăsta, știi? Ca să facem și noi ceva, să nu fim doar așa, să aibă, luăm bani, am așa doi oameni și gata episodul. Revin imediat. Bă, fraților, n-am avut cum să dau drumul repede la filmare. Eram aici, am uitat cam 975, delivery o costă cam 1200, 1000 și, 1000 și un pic. Și mi-a părut că a venit cineva și mi-a omorât un client direct acum intru în casă și autopasta În cavași Și ce fac? O iau? You need a barrel. Mm. Și asta trebuie să fac înainte să vină poliția sau cum? Ar trebui să fac combinația asta. De unde iau barrel acum? Bro, de unde iau barrel? Nu, stai coș de gunoi, mi i trebuie barrel. mi trebuie butoi vai de mama mea. Și n-am bani, frate. Delivery, build pieces. Nu știu de unde le iau măcar echipament, accesorii. Nu e de aici. Shop products, nu. Misc. Trashcan, trashcan. Dispose barrel. Asta trebuie. Dar mine trebuie o mie și ceva ca să pot să comand și alea Că n-aș vrea să scot totul din barrel și după aia să... Aici avem 0 lei 54 Avem 1030 Nu știu dacă ne ajung bani în momentul ăsta Avem nevoie de 1038, nu te cred frate Și dacă a venit poliția și a văzut-o pe aia moartă acolo Ne-am mars rău de tot Dați-mi bani, băi. Thanks. Scanează-i. Mai am nevoie de 5 dolari, nu cred, mă iau caldurile, de un. Băi. Mamă, deci dacă a venit poliția acum. Ne-am mars original. Și am nevoie de mai mult de 1000 și ceva. Fac. Trebuie track aici, că am luat multe. Track și Fest. 1100, mai am nevoie de 70 de ceva de dolari. Hai ca nu e atât de mult. Dacă... Fii atent când la amendă asta. Fii atent aici. Bro Bro, zic că nu vezi pe aia de acolo ah, vrea să vorbească cu mine 250? Bro, m-a că mă seacă de bani 250, e bine, ești nebun Chiar dacă mai întârzi acum Combinația să pot să comand eu barrel și tot ce mai am nevoie dar 250? Pentru că l-a găsit, Ca găsit-o pe aia moartă? Ok Bine, s-au gândit și ei, Bă, nene, dacă a murit fi și la început, că la, la început îți ăștia Cum îți dă drumul să poți să vină de așa? Dacă nu ești atent să impuști să morților îți ți oameni, știi? Acum Partea bună e că trebuie să-i comand pasta, dar tu iau pasta de aici Hai să curăță prima oară. Partea bună e că dacă e că eu banale, nu pot să iau Partea bună e că ne-ai eliberat camera avem o cameră liberă cum ar veni Dar Trebuie neapărat să cumpărăm barrel Iar banii, sincer, să fiu cu voi Să fac cam greuț Pentru că nu prea vin uh, oameni să cumpere Sau nu mai vine nimeni până n-am barrel Dar văd că asta a venit Tu expensiv. Da, mă vin oamenii, uite, asta vin la fil. Are mașină normală, asta bagă și el 20 de litri acolo. Avem nevoie de bani, bro, 200 și ceva, o grămadă de bani, de bun. Deci nu apucă să terminăm camera astăzi. În episodul ăsta, cum ar veni. Bagă, bagă 100 de litri la om. 13 litri. Slăbuț. Slăbuțesc. 24 de dolari. Mm, da. Da, mă, slab să mor. Uh, N-am ce să fac. Trebuie să aștept. Facem asta în episodul următor. Va trebui neapărat să aștept să mai facem bani, să ajungem la 1000 și ceva, ca să pot să comand totul pentru camera aia, plus barrel, să o scot pe aia de acolo și poate să eliberează și camera aia de acolo. Și o să pot să ambele camere și o să am bani Și m-am uitat aici la asta și sunt upgrade uri și frate Fii atent aici Pe lângă shop Că mărești shop mărești mărești warehouse și asta de aici Staffroom Pot Poți să mai adorge încă o cameră și costă 500 de dolari și nu e mult deloc Ok Poți să adaugi de asta de telefoane Să sune lumea la telefon și să folosească telefoane și să-mi primesc bani pe asta Pot să-mi... Cumpăr reclamă să îmi crească cu 20% clienții. Uh, power room Aici mă racordez, măresc power room ul cum ar veni ca să nu mai uh, pice curentul. Aici e cam scump, 2500. Dar uh, banii îi facem noi cumva. Ăsta cu fiul uh, de aici e foarte interesant pentru că din benzină chiar să fac bani frumoși. Și după ce facem încă o cameră și îi dăm drumul la camera aia, cred că o să bag direct în... Uh, în benzinărie să mai avem încă o pompă de benzină. Dar momentan ne oprim aici cu domnișoara asta care a decedat la mine în, în motel. Închid în camera să nu iasă mirosul să rămână acolo frumos. Vă mulțumesc mult de pentru atenția acordată. Îmi cer scuze fraților că nu am reușit să fac în timpul ăsta rost de bani. Pentru că și murit aia. Dacă nu murea și nu-mi aia 250, aveam bani să fac camera în momentul ăsta. Dar, na, măcar nu mi-a luat foarte mult, știi ce zic? Și am descoperit, cu ajutorul vostru, și vă mulțumesc din suflet pentru comentarii, am descoperit că pot să măresc prețurile la benzină și la toate alea. Și aici Și acum avem și noi prețuri frumos. Și pot să comand, cred că și de direct. cum se era. Pricing. All products, all products. Uite, vezi? o să schimb prețurile la toate astea Dar nu o să fac chestia asta Când o să am, o să schimb doar prețurile pentru produsele pe care le-am eu Da, în fine Cam atât a fost cu episodul pe ziua de astăzi Vă mulțumesc din tot sufletul pentru atenția acordată Nu uitați să lăsați și un like Și să-mi lăsați comentarii cum v-am cerut în, la începutul episodului să lăsați comentarii cu idei de jocuri de-astea cu simulatoare Simulatoare ori Caterinca, ori mișto Ăsta nu e jocul, ăsta nu e Caterinca cum ar veni ca mai facem noi o caterică de Angajate, de chestii de genul E partea a doua Dar ori un joc simulator amuzant Ori un simulator din asta, Dar să fie tot așa Să poți să evoluezi, să faci ceva misto Și vreau neapărat să fie 3D Nu vreau jocuri de la 2D Cu omuleți în 2D sau chestii de genul Adică vreau să ai bici o grafică cât de cât drăguță Să ne bucurăm de joc Cam atât a fost cu episodul Lăsați un like, abonați-vă canalului dacă nu ați făcut-o încă eu a fost Leo, iar noi ne revedem mâine cu un nou episod.